Vremea se va schimba radical, anunțul vine de la meteorologi, un ciclon va lovi România, iar temperaturile vor scădea dramatic, drastic. Bună seara, doamna Elena Matescu, șefa meteorologilor din România. Doamnă, la ce să ne așteptăm, când vine acest ciclon și cât va sta în România? Bun găsit! Într-adevăr, de marți, în mod deosebit, vremea se va răci în toată țara și mai ales în jumătatea nordică a țării, acolo unde maximele nu vor mai depăși 7-8 grade Celsius, în timp ce în sud și în sud-est vor mai fi posibile valori apropiate de 15 grade, inclusiv în capitală valori de 13-14 grade. Însă ploile vor fi de interes începând chiar de mâine, vor acoperi toată țara și vorbim aici în mod deosebit de Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, Transilvania, local zona Maramureșului, Moldova și Dobrogea. Vorbim de cantități care la nivel local pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. La munte, la început, vor predomina ploile, iar la altitudini mai mari de 1700 de metri, precipitațiile mixte, după care, în contextul răcirii, mai ales de marți, la munte vor predomina în mod deosebit ninsorile. Și vorbim și de intensificări ale vântului asociate cu viteze la rafală de 50-60 de km pe oră. Doamna director, va fi ultimul fenomen din această iarnă, așa mai puternic, sau ne așteptăm și de acum încolo pe o prognoză pe termen un pic mai lung? Prognoza până la sfârșitul lunii februarie indică în continuare posibilitatea să mai avem valori mai ridicate, așa cum s-a întâmplat de altfel încă din 5 februarie și până în prezent, când în fiecare zi, aproape zilnic, am înregistrat recorduri ale temperaturilor minime și maxime zilnice și ați menționat chiar și ziua de azi, când la 128 de stații meteorologice am avut cele mai ridicate temperaturi minime zilnice de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, dintre care 30 de stații au înregistrat recorduri lunare. Și nu excludem ca în contextul chiar și acestei răciri care va afecta în mod deosebit jumătatea nordică a țării, totuși până la finalul săptămânii viitoare, progresiv să înregistrăm temperaturi în continuare ușor peste norme, pentru că maximele pentru parcursul în jumătatea sudică a țării vor fi cuprinse între 9 până la 12-13 grade Celsius.